Bărbatul obișnuia de ceva vreme să treacă pragul unei femei divorțate în vârstă de 40 de ani, care locuia singură într-un bloc din cartierul Buzoian-Broșteni. Luni după amiază, inima soțului adulterin în vârstă de 50 de ani a încetat să mai bată chiar în timpul unei partide de amor. Amanta bărbatului s-a speriat și a sunat de urgență la 112. Aseară, în jurul orei 17, poliția a fost sesizată de către Serviciul Județean de Ambulanță Buzău cu privire la faptul că în cartierul Broșteni a fost găsit într-un apartament o persoană decedată în vârstă de aproximativ 50 de ani. De la sediul inspectoratului s-a deplasat o echipă operativă, s-a constatat faptul că persoana nu prezintă semne de violență. Medicii veniți la fața locului nu au mai avut cum să-l ajute pe bărbat, constatând decesul acestuia. Oamenii legii au anunțat rudele bărbatului, care au ajuns rapid la locul tragediei. Martorii spun că soția bărbatului a făcut o criză de nervi când a aflat cum s-a produs nenorocirea. Amanta bărbatului a ajuns la poliție pentru audieri, iar criminaliștii au demarat cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs decesul.